Asociația Berarii României dorește menținerea stabilității fiscale și crearea unui cadru legislativ favorabil extinderii culturilor de orz și hamei în țara noastră. Mărirea subvenției la hamei până la nivelul maxim prevăzut de Uniunea Europeană și aplicarea unor măsuri speciale pentru culturile de orz de bere sunt necesare pentru a garanta și pe viitor caracterul național al industriei berii în beneficiul economiei locale. Reprezentanții berarilor au susținut în cadrul unei dezbateri desfășurate la Târgu Mureș că producția de bere are un rol determinant în dezvoltarea economiilor locale, atât prin locurile de muncă pe care le creează și contribuțiile constante la buget, cât și prin sprijinul fermierilor locali de cereale și hamei. Vicepreședintele Consiliului Județean Mureș a precizat că județul său este emblematic pentru industria berii, nu doar prin importantele facilități de producție, și prin cultivarea hameiului, ingredientul esențial al berii. Pe teritoriul județului se produce 80% din producția națională de hamei, caracteristicile hameiului produs aici fiind recunoscute de producătorii de bere locali. În acest fel s-a creat o legătură economică importantă între județul Mureș și industria berii din România, în beneficiul comunității locale. Ne dorim să perpetuăm această tradiție cu o influență pozitivă pentru toți locuitorii județului nostru, a declarat Alexandru. Câmpianu. De asemenea, în cadrul evenimentului a fost subliniată și dorința producătorilor locali de bere de a folosi în rețetele de fabricare o cantitate și mai mare de ingrediente provenite din țara noastră. În România, suprafața cultivată cu hamei este de 220 de hectare, existând un potențial de creștere a suprafețelor de cultivare până la 500 de hectare. De asemenea, la nivel național, există patru ferme producătoare de hamei cu aproape 200 de angajați.